Așa cum ne-a rugat pentru cei care au pornit de sus și Dumnezeu le-a ajutat și a ajuns bine. Pentru bani era să mor. Auzi. Și de la Vereș pentru toți frații lui, pentru toată lumea de la Vereș, 2 milioane, 4, 6, 8, 10 milioane pentru toată lumea, pentru toți care au pornit de jos și Dumnezeu le-a ajutat și a ajuns bine. Iată în Vereș. Am fost copil sărac, sărac lipit. M-am ridicat pe munca mea, am îndurat și-am suferit. Și se întâmpla câteodată să n-am după ce bea apă. Nici nu-mi visam la vreo minune, mă mulțumeam un colț de pâine. Și m-a luat somnul plângând, de multe ori dormeam flămând. Cu aceleași haine mă îmbrăcam, o jucărie nu aveam. Pentru bani era să mor. Am fost numai sluga lor. Banii ăștia plâns de mați m-au îndepărtat de frați. M-au îndepărtat de frați. Pentru banii era să mor. Am fost numai sluga lor. Pentru zi, pentru avere, n-aveam pic de mângâiere. N-aveam pic de mângâiere. Atenție, auzi ce spune. Când i-a ajutat Dumnezeu și a ajuns bine și n-a uitat de unde a pornit. Mi-e dor de casă, mi-e dor de frați. Mi-e dor de mama mea, măicuța mea, mi-e dor de ea. Iar frații mei erau prea mici să iau la drum cu mine. Dar am plecat cu ochii triști de la când și suspine. N-aveam un ban în buzunar, doar ce era pe mine. Dar l-am avut pe Dumnezeu și Dumnezeu pe mine. Pentru banii era să mor. Am fost numai sluga lor. Banii ăștia plâns de mați m-au îndepărtat de frați. M-au îndepărtat de frați. Pentru banii era să mor. Am fost numai sluga lor. Banii ăștia plâns de mați m-au îndepărtat de frați. M-au îndepărtat de frați.